Noi suntem frații Burtanete, Gabriel și Burtanete, Robert. Forța Steaua! Cei mai buni tineri gimnaștii români au semnat astăzi cu Steaua. Frații Gemen, Robert și Gabriel Burtanete, care s-au clasat pe podium la Jocurile Olimpice de tineret în 2019, se vor antrena alături de idolul lor. Marian Drăgulescu legitima și el la Steaua. Am început gimnastică la șase ani. Aveam energie și s-au gândit părinții să ne ducă la un sport. Restul am mai făcut așa ce era la grădiniță, dansuri și asta, dar ăsta a fost primul sport gimnastică pentru voi doi frați să fiți rivali. E bine ca și cum că ne motivăm unul pe altul în sală și concurență între noi în, în sală. E proba proba preferată Gabi. La sărituri. Pentru tine? Și la mine tot la sărituri și paralel. Gabriel Burtăne te-a fost campion mondial de junior la sărituri. Cum vă simțiți când uh, uh, urcați pe podium, cum se simte un sportiv? E... Toată munca care ai depus-o tu atunci se vede și este foarte frumos. Gabi și Robert au potențialul de a readuce României gloria de altă dată în gimnastică. Acest lucru îl știe foarte bine și antrenorul care i-a convins pe cei doi să semneze cu steaua. Personal sunt foarte bucuros că am reușit să-i transferăm, să-i aducem în echipa stelei, să avem viitorul gimnasticii în cadrul clubului Steaua, să-i putem vedea concurând în echipă cu Marian Drăgulescu cu Vlad Cotuna. Care ar fi obiectivele lor în acest moment după ce trece pandemia? Campionatele europene, campionatele europene de anul viitor sunt băieți de perspectivă, cât mai repede pe podiumul de la campionatele de seniori. Acesta este obiectivul nostru.